Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București au depus astăzi jurământul de credință. Ceremonia a avut loc în Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar după oficierea Sfintei Liturghii. Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit cu acest prilej și o slujbă de tedeum. Jur! Înaintea tot știutorului! Înaintea tot știutorului! Și a tot puternicului Dumnezeu! Și a tot puternicului Dumnezeu! Că în toată viața mea! Că în toată viața mea! Voi păzi! Voi păzi! Și voi propovădui! Și voi propovădui! Învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe! Învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe! Așa cum s-a descoperit, așa cum s-a descoperit de către Domnul, de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum s-a propovăduit, cum s-a propovăduit și s-a predat, și s-a predat de către Sfinții Apostoli, de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți, și de către Sfinții Părinți. Așa cum se păstrează, așa cum se păstrează și se propovăduiește de Sfânta Biserică. Și se propovăduiește de Sfânta Biserică. O zi plină de emoție și bucurie a fost astăzi pentru absolvenții promoției 2017 a Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, care au depus jurământul de credință. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest moment festiv a fost Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie în Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar, după care a oficiat un tedeum. Tu, Doamne, Părintele Luminilor și Împăratul Milei, ai dat dascălilor acestei școli sănătate, răbdare și iscusință, ca să poată lumina cu razele cunoștințelor ce vin de la tine ochii sufletești ai acestor tineri studioși, întrucât cu ajutorul tău cel sfânt s-a aprins în inima lor scânteia dorului de învățătură, care a îndemnat în muncă sârguincioasă spre luminarea minții lor, ca să devină ei oameni de nădejde spre propășirea poporului nostru și spre întărirea Bisericii Ortodoxe. Preasfinția sa le-a adresat absolvenților și un cuvânt de învățătură. Sfântul Pavel, adresându-se lui Timotei, ne vorbește despre faptul că întreaga Scriptură este de Dumnezeu insuflată, iar centrul învățăturii dumneavoastră pe care ați primit-o aici a fost fără îndoială revelația dumnezeiască transmisă nouă prin Sfânta Scriptură și prin Sfânta Tradiție. Și ea este de folos pentru fiecare dintre noi, ca tot omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și să fie bine pregătit pentru tot lucrul cel bun. Noi sperăm că cei 4 sau 3 ani de studii pe care i-ați urmat în facultatea noastră au fost suficienți pentru a vă pregăti bine pentru tot lucrul cel desăvârșit pe care sunteți așteptați să-l împliniți în Biserica lui Hristos. Ați depus acest jurământ cu mâna pe Evanghelie și pe Sfânta și de viață făcătoare cruce a Domnului. Vă atrag atenția că nu este o simplă festivitate, nu este doar un moment de bucurie la încheierea studiilor dumneavoastră, ci este un moment de o solemnitate desăvârșită. Ia aveți de față nu numai pe profesorii care s-au îngrijit de dumneavoastră în acești 4 ani de formare a dumneavoastră intelectuală și duhovnicească, ci i-ați chemat martor la acest moment al vieții dumneavoastră pe Dumnezeu cel întreime închinat și pe Sfinții Lui. La acest moment festiv a participat din partea Universității din București prorectorul Romiță Iucu. Absolvenții noștri astăzi, care vor păși în viața lor socială, viața lor religioasă, nu vor fi reprezentanții numai strict ai unei embleme pe care o poartă în inimile lor prin solemnitatea jurământului depus astăzi. Veți fi, dragii noștri, absolvenți și învățătorii comunităților în care vă veți duce. Veți reprezenta elita intelectuală a țării. Trebuie să fiți conștienți de acest lucru.
ca absolvenți ai Universității din București, vă veți bucura acolo, în comunitățile dumneavoastră, de cinstea pe care o veți primi ca intelectuali, ca oameni care poartă un mesaj. La eveniment au fost prezenți absolvenții cursurilor de licență și de master de la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din București.